Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Minecraft Bedwars, dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine fraților, am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul anterior, iar astăzi am zis să revin cu unul nou, să vedem dacă și la acest episod putem strânge suma de 45 de like-uri, chiar aș fi super, super entuziasmat. Fraților, am o veste bună pentru voi, am reușit să rezolv problema cu drawframe-urile. Nu o să mai fie de acum încolo, cel puțin sper. Acum, în funcție de, și de internetul pe care l-am în ziua respectivă, când filmez. Sincer să fiu, am dezactivat ceva setări, dacă pot spune așa, din Minecraft. Setări inutile, după părerea mea, care mâncau, dacă pot spune așa, multe FPS-uri. Da, era super nasol. Ok, și acum hai să, din greșeală mi-am deschis inventarul, hai să mergem rapid pe echipa sau la echipa Red. Și dacă pot să distrug patul. Suntem foarte, foarte mulți player în momentul de față, undeva la vreo 300 și ceva, 310 erau când am intrat pe server. Bine, sunt de, cred că de vreo 15 sau 20, pentru că am încercat să filmez vreo 5 arene de Bedwars și în toate am dat câte un fail. Pentru că, na, de ce nu? Și eu să-mi fie din nou greu. LOL, am înțeles. Ăsta cu pumnul dă mine așa. Aoleu, ce cred că are kill aura asta. Din păcate. Asta cred că are kill aura, din păcate. Ba nu. Deci sau da? L-am bătut, nice. A reușit să elimine echipa Red. Începem în forță, nice. Chiar sunt mulțumit de ce am făcut până în momentul de față. Bine, am distrus doar o echipă, dacă pot spune așa, sau am distrus un pat, sau am eliminat o echipă. Ok, hai să mă duc rapid pe insula mea și să-mi cumpăr o sabie de iron. Și apoi poate mergem la echipa yellow, pentru că văd că și-a făcut drum spre mid sau drum spre diamante, ai de nou. Ok, și ne putem face și o sabie de iron și să cumpărăm multe, multe, multe blocuri. Punem resursele de care nu avem nevoie în inventar, sabie de iron. Ok, dacă auzi ceva sunete pe fundal, îmi cer mii de scuze, fraților. Așa, hai să mă duc rapid să pun. Adică să mă duc rapid la echipa yellow, sper să nu fi greșit. Da, sincer, e super nasol, fraților, când îți renovezi camera. Bine, sunt și avantaje și dezavantaje. Eu aș spune că sunt mai multe dezavantaje pentru că nu mai poți să te joci cu prietenii, nu mai poți filma în cazul meu. Și, na, e puțin cam complicat. LOL? Asta ce face? De unde are lână? Deci cred că mă voi întoarce înapoi. Știți de ce? Pentru că am nevoie de... Am nevoie de un târnăcop. Am nevoie de un târnăcop și mai am nevoie de... Ok, cred că am 12. Am nevoie de un târnăcop pentru că, na, niciodată nu știi. De fapt, am văzut că avea ceva endstone sau sandstone, habar nu am. Cred că endstone. Ok, și drum, văd că tipul face drum spre mine. LOL. Am înțeles, mi-a prins el un hit. Nu, 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 să nu mă împingă voi, că o să fiu rip. LOL, cum s-a teleportat înapoi, ce lag are. Ce lag are tipul. Nu, nu o să mă duc înapoi, mă duc să-mi fac un upgrade la armură, e bine. Pentru că... Un upgrade la armură sau pe sabie, pe armură mai bine spus. Și să-mi iau și ceva ghepăluri. Pentru că văd că e complicat aici cu tipul ăsta. Hai să mănânc rapid, sper să nu vină. Oricum mi-am făcut deja drum și e bine. Ok. Unde avem? Pac. Bun. Și hai să încerc să mă duc pe el. E bine că nu m-am omorât pentru că pierdeam acel pickaxe. Văd că și el încearcă din nou să vină pe... Salut! My friend, what are you doing here? Nu pot să-i prind hit-uri și l-am bătut. Și mai vine și echipa green. Ăștia ce fac, frate, aici? LOL, ați văzut? Dar nu înțeleg ce fac. LOL. Eu am distrus 4 celor de la green, nu? Așa am eliminat echipa green.
Și a picat în void. Nu spune care hack. Nu spune care hack. Și am bătut și echipa. Nice. Nu știu ce a vrut să facă tipul ăsta. Sper să nu mă bată. L-am bătut. LOL, nu l-am bătut. Aoleu, ce lag are tipul. Cât de nasol. Hai să-mi pun, și un... Sau hack. Sincer, ar fi nasol dacă ar avea hack. Chiar nasol rău. Bun, hai să mergem pe următoarea echipă, pentru că aparent avem noroc. Mă, în sfârșit, o zi în care am noroc la Bed Wars, pentru că și el am mai încercat să filmez mai puțin să verific dacă e totul în regulă. De 5 minute filmăm deja. Sper să nu fie microfonul foarte, foarte tare. Ok, hai să mergem. Deci până acum am distrus 3 echipe, ba, 3 echipe. Da, 3. M-am descurcat foarte, foarte bine. Eu sunt mulțumit. Deci dacă am distrus 3 echipe, eu sunt mulțumit, indiferent de verdict. Dacă voi câștiga, e bine. Dacă nu, din nou, e bine. Da, una e când pur și simplu, fraților, te... Aoleu, acum văd că... Nu, nu mă duc, nu mă duc. Mai bine iau un târnăcop. Da, deci eu când vreau să cumpăr un târnăcop, spun topor și când vreau să cumpăr un topor, spun târnăcop. Eu le-am, vedeți. Mai... LOL, 52 de... Ok, bad destroyed, am înțeles. LOL, și 5 emeralde am. Hai să-mi cumpăr o sabie de... De diamond și sper că acum trebuie să am mare grijă, pentru că dacă mă va bate, o să fiu rip. Acum trebuie să am mare grijă. Ok. Și acum o să-mi fac și un upgrade la sabie. Ok, am sharpness 3 pe sabie. Ia să vedem. Ce să fac eu, cum să fac? Deci mi-a distrus patul cel de la... În fine, nu știu cine mi-a distrus, dar mi-a distrus cineva. Trebuie să am mare grijă pentru că s-ar putea să-mi iau mare bătaie astăzi. Vai, ce era să pic. O să mergem pe Aqua. Dacă nu vine nimeni pe mine. Deci dacă mă va omoră cineva, s-a dus totul pe apa să-mi bătaie. Eu am și Protection 2. Sabie de cu Sharpness 1. Văd că Aqua nu m-a observat. Ba, acum am observat și are sabie, pantalon de diamond. Și dacă mă bate, îți rip. A, are acel stick care împinge și e rip, cred. Nice, acum hai să mă duc rapid să... LOL. Mă bate, mă bate, mă bate, fiți atenți, mă. Nu știu ce face el aici, dar... Iarăși, nu o să pot să-l distrug și o să mă bată. Mă bate, rip. Nu știu, trebuie să mă ascund undeva, că n-am ce să fac pur și simplu. Altă soluție nu ar fi. Aici doar. Mamă, ce complicat e, frate. Ce tryhard joc. Trebuie să las să se ducă, pentru că altă soluție nu ar fi. Dacă mă vede, îți rip. Ma dacă îi sar în spate și... Nu! Nu mai pot să ies de aici. Trebuie să fug rapid, să-mi fac viața full. Trebuie să fug rapid, trebuie să fug rapid. Și să-mi fac protecție, să-mi pun protecții. M-a bătut, mă bate, mă bate. Lord, ce fac aici, ce fac, mamă. Rapid, gheapăluri, nu mai rezist, nu mai rezist. Ce tryhard joc. Cred că în momentul de față eu cu... Ba nu, mai sunt două echipe. Dar așa a făcut bază tipul ăsta și e complicat rău. Mai puțin. Dacă vedem 2026. Ia să vedem încă blocuri. A, n-am. Hai să vedem ce greu mai pot să-mi fac. Nice. Ce face tipul ăsta? Ok, hai că-l batem de fiecare dată aproape. Să mai iau niște ghepăluri. Foarte, foarte multe ghepăluri. Asta e, fraților, dacă mă va bate, mă va bate. Până la urmă a reușit să-l batem multe ori și îmi fac eu kill-uri, deci e un avantaj.
Dar hai să-mi pun eu aici așa. Ce am în inventar. Trebuie să vedem dacă vine. Să-mi facă rapid, dar e doar acum am observat. Să-mi fac armură de diamant. Momentan îmi tremură mâna. Nice, protection 3. Și acum la atac. Văd că tipul îndrăznește, nu glumă. Probabil că o să-mi cumpăr și una. A, perlă, perlă, neapărat perlă trebuie să-mi cumpăr. Perlă. Câte? 5? Da, dar cred că 6. Sau câte? 4 are? Perla. 4 emeralde, ok. Bun, fraților. Let's go. Eu o să-i dau o fendă tipului ăsta. Dacă nu o să pic în voi, bineînțeles. O să-l aștept aici. Și el, când o să vină la mine, eu o să dau perlă și o să încerc să-i sparg rapid, cât de repede pot. Sau să mă duc. M-a văzut. Nu mă vede. Nu uitați-vă la el. Salut! Gicule, ce faci? A, e lag pe server. Am înțeles. Nu mai nimeresc nimic. A. E lag pe server, frate. Uite, deci tu pierzi meciul din cauza lagului. Trebuie să mănânc rapid. Da. Mai e lag mult sau sal? Cred. E lag, frate. Uite, deci tu. Nu, și m-am pis. Bă, deci uite, deci tu ce la tati, fei. Deci serverul ăsta se face mai de căcat. Serios acum, să fim serioși. Deci pur și simplu, rage, pur și simplu pe final. N-ai cum, frate, să joci pe serverul ăsta cu asemenea lag. Că dacă v-a plăcut, fraților, nu uitați să apăsați încă o dată butonul de like. Aparent, în acest episod nu am avut noroc pentru că e lag. N-ai ce să faci, pur și simplu. Și noi ne revedem în episodul următor. Deci, ciao!